Primăvara este anotimpul în care se plantează răsadurile de legume. Deși ne aflăm la sfârșitul lunii martie, temperaturile de afară nu sunt tocmai prielnice pentru cei ce doresc să aibă în curte propria grădină de legume. Chiar și așa, comercianții din piață le oferă clienților răsaduri care se plantează în solar. Roșii, vinete, ardei, grași și castraveți sunt doar câteva dintre soiurile de plante proaspăt plantate în diferite recipiente pe care producătorii agricoli din toate colțurile județului le-au scos la vânzare la preț convenabile. Comercianții spun că deși prețul unei plante este 1 leu, acesta poate să scadă în urma negocierilor cu clienții. Chiar și în aceste condiții, producătorii spun că nu au vânzare. Nu din cauza problemelor financiare ale clienților, ci din cauza vremii schimbătoare. Au început, Giurgiu, venind să cumpere răsaduri? Au început, da. Ce le-au oferit? Toată gama de răsaduri. Ardei, gras, capii, aiute, roșii, dovlecei, castraveți, varză, țelină, vinete, și tot ce este nevoie. La ce prețuri le aveți? 1 leu. Foarte puțin. Acum, toți, mulți zice că nu le are învălite, că nu e pregătite. De săptămâna care vine. Ce le oferiți? Le oferim o marfă de calitate, fără vorbe, adică nu-i împăcălim cu nimic, ce e scris pe taraba aia le dăm și le oferim de săptămâna de la alta să puie, cu încredere că nici înainte să pune, că și noi am început să punem. Din ce parte a județului veniți? În Telorman, în Bragadir. Puțin. Ce le oferiți? Roșii, ardei, castraveți, pentru pus la solar. La ce prețuri le aveți? 1 leu 80 de bani, depinde acum cât cumpără, mai negociem, ca la piață. Oamenii de specialitate sfătuiesc populația să-și îndrepte atenția către plante ce au la origine semințe românești, pentru că sunt mai sănătoase. Aceștia spun că nimic nu se compară cu gustul tradițional al legumelor din țara noastră. De cealaltă parte, medicii spun că pentru a avea un organism sănătos, este bine să consumăm cât mai multe fructe și legume proaspete.